Primarul Flavius Roșu a semnat cele două contracte de execuție pentru ca două proiecte majore de dezvoltare a comunei Șag să demareze în același timp. Este vorba despre extinderea rețelei de apă și extinderea rețelei de canalizare. Pentru Șag vreau lucrări bine făcute și în termen, iar pentru asta voi acorda toată atenția necesară. Nu vreau să pierdem timp și nici să creăm un disconfort dublu locuitorilor din zonele de lucru. În acest sens, am avut o întâlnire cu proiectanții, diriginții de șantier, executanții celor două proiecte, în cadrul căreia le-am cerut să se sincronizeze cu cele două lucrări. Nu vreau să se spargă de două ori în același loc, o dată pentru rețeaua de apă și o altă dată pentru rețeaua de canalizare, transmite Flavius Roșu. Începând de săptămâna viitoare, proiectele vor demara în paralel pentru ca disconfortul să fie cât mai mic în respectivele zone.